De 3 ani lucrez la televiziune ca asistent de regie. Și până acum nu mi s-a oferit niciun proiect serios, iar dacă fac vreo propunere, este respinsă. Așa, de exemplu, nu mi s-a aprobat nici turnarea filmului meu documentar intitulat Murim. După părerea conducerii televiziunii, moartea nu este o temă pentru că toți oamenii se tem de ea. După părerea mea însă ne temem de moarte, tocmai pentru că nu vorbim niciodată despre ea, deci nu o cunoaștem. De când a scăzut numărul credincioșilor și am pierdut speranța învierea de apoi, ne gândim neputincioși și confuzi la moarte, ca la o fantasmă înspăimântătoare. La ce bun tăcerea asta? În trecut lucrurile stăteau altfel, nu numai pentru că oamenii credeau în învierea de apoi, ci și pentru că cei mai mulți mureau în casele lor, înconjurați de rude și de prieteni. În prezent, acest act se consumă în majoritatea cazurilor între pereții spitalelor, iar în ceasul final se lângă noi cel mult un doctor absolut străin sau o infirmieră. Paradoxal este că în societatea modernă moartea a devenit un concept mitic necunoscut, deși ea este o parte organică a vieții, o încheiere necesară. În acest cerc vicios aș vrea să fac o breșă, prezentând telespectatorilor cele mai dramatice clipe trăite de 3 bolnavi incurabili. Am și găsit deja 3 persoane care au acceptat voluntar acest rol. Subliniez voluntar, pentru că fiecare dintre ele vrea să ofere un sprijin material urmașilor. Producătorul departamentului documentar, Carol Iulari, nu aprobă turnarea filmului meu, pretextând tot felul de motive de ordin deontologic sau economic. Cred în importanța filmului meu. Televiziunea este prima în istoria artei care poate oferi telespectatorilor cele mai dramatice clipe trăite de 3 bolnavi incurabili. Aron Anton, asistent de regie. Aici erai? Și eu te aștept aiurea? Mă aștept în ei, pentru ce vorbești, exact ca un începător. Pentru filmul tău știi foarte bine că am nevoie de sinopsis, de deviz, aprobarea pentru studio și operator. Ce film? Cum ce film? Filmul tău documentar. Care l-ai interzis? Eu n-am interzis nimic, măi. Mie titlul nu mi-a plăcut. Dar despre asta mai vorbim. Răsești de acord să-l produci? Da, sunt. M-am zbătut pentru tine și acum îl producem. Și tu nici măcar nu-mi mulțumești? Ba da, mulțumesc. Mulțumesc. Hai, las. Hai, zi cine vrei să fie operator. Habar n-am oricine, numai să nu vorbească mult. Foarte bine. O să primești un lucru de zici că e surdomut. Mulțumesc. Ne. Câte zile de filmare? Nu știu, habar n-am. Nu știu. Cum adică nu știi? Noi avem un plan. Investiții de făcut, sinopsis, deviz, aprobare. Da, nu pot să le comand oamenilor să moară după planul vostru, nu? Și ce vrea să spun eu conducerii? Pe, spune-le că mai devreme sau mai târziu să moară și ei. Nu vor să știe cum. Hai tu pe. Nu. Hai tu pe. Și după cum văd, voi debutanții, credeți că aveți voi orice? N-aveți. Nu. Când te apuci de treabă? Mâine. Da, acum ce ai de făcut? Nimic. Păi atunci trebuie să treabă. Casa Darvariu? Bună ziua, aș dori să vorbesc cu domnul Darvariu. Cum? Deja? Condolență. Ce? Îmi pare rău, și eu aș fi vrut să filmez moartea domnului Darvariu, sigur, dar acum dacă e prea târziu... Sigur, am putea să vă filmăm pe dumneavoastră, da? Nu, știu, bineînțeles că știu că sunteți sănătoasă și vă doresc să fiți sănătoasă multă vreme înainte, doar să povestiți ultimele clipe ale domnului Darvariu. Pentru aceiași bani, da, pentru aceiași bani. Sigur, sunteți de acord? Atunci vă aștept mâine la televiziune, la ora 7. Vă mulțumesc! Condoleanțe!
1. Camera e gata. Da. Dupla 1. Acțiune. Soțul meu a murit acum 10 zile. Era un om foarte serios și tăcut. Am fost căsătoriți 15 ani, nu foarte fericiți. Ne-am cunoscut la facultatea de litere. Eu am ajuns profesoară la liceu, iar el lingvist. Ne-am căsătorit și multă vreme am stat pe unde am apucat. Ba aici, ba acolo, cu chirie. Și abia după 8 ani am avut locuința noastră, un fel de garsonieră, ce-i drept modernă, dar strâmtă. Cu toate astea ne-am fi putut înțelege, dar, din păcate, firea mea comunicativă, dornică de relații gălăgioase, de societate, s-a adaptat foarte greu cu seriozitatea lui Emanuel, cu patima lui pentru lucru, care cu timpul a împins la o tăcere totală. Dimineața își bea cafeaua mult, cu gândul la munca sa. Pleca la universitate, mânca la prânz la cantina studențească, după masă lucra la bibliotecă, seara, când ajungea acasă, consuma iaurt și pâine cu unt și se așeza la masa de lucru. Abia acum îmi explic de ce trăgea așa. Cum să vă spun? Cred că își presimțea sfârșitul apropiat. De asta se înhămase într-atâta, pentru ca după prima sa carte, care a avut un mare succes în domeniu, să-și o poată vedea terminată și pe a doua. Însă, n-a mai izbutit. Stop! Stop! Partea asta cu speculațiile post-mortem nu interesează, da? Și în afară de asta, nu dar valiu numai dintre noi să confirme. Bun, du-te la partea cu iaurtul. Seara, când ajungea acasă, consuma iaurt și pâine cu unt. Stop! Nu, lasă-și partea academică pe bună. Și se așeza la masa de lucru. Aici. Păi n-am cum, că face asta cu mâna și n-am continuitate. Bine, stai la unul. Consuma iaurt și pâine cu unt. Top, bun. Deci aici, da? Da. Lucrurile simple le lipsesc oamenilor cel mai mult. Pune niște imagini cu oameni care fac cumpărături în supermarket. Da? Pâine... Unt. De unde am să oprește ca viața, da? Salut, Aron! Salut! Te super dacă stau un pic pe aici? Nu. Am pauză și pe platou, se tot plimbă un lac. Vezi că pe aici apare. Ce faci? Fac un film documentar. Despre ce? Despre cum murim. Cu oameni sau cu actori? Numai cu oameni se fac filme documentare, da? Tare ideea! Mai mult decât o idee. E știință, e filozofie, e poezie. Să vezi, poate să înțeleagă oricine. Dacă nu ești, mă ban! Kiki, wow, ar fi mișto. Ar fi mișto, dar tu nu ești bolnav, nu? Poate e. Ești bolnav? Ești bolnav? Nu știi niciodată, nu. Poți să ai o tumoră și nici măcar să nu știi că o ai. Poți să faci infarct, știi, dintr-o dată, ar putea muri oricând, când vei tu, chiar acum la rău, fac și gata. Ar fi păcat, n-avem nicio cameră pregătită pentru tine. Fac o să. Tu chiar cauți aici. Da, cum merge? Merge. Da, băi, poți să văd? Încă nu. Da, ce mai e de fapt? Încă nu. Următoarea e Mico. Așa. Lucrează la seră. Are cancer. Ce frumos! Da, problema e că n-am primit aprobare să filmăm în spital și în care medicul îi dă diagnosticul și mi-e teamă că telespectatorii nu o să înțeleagă întregul tabloul dramei. Am înțeles. Nu nicio problemă. În două ore îți fac rost de aprobare, da? Hai, de bădă. Bine. Thank you.
autorul de diagnosticul, telespectatorii nu o să înțeleagă întregul tabloul drame, nici despre boala ta, nici despre problemele legate de mama ta. Cum spuneți dumneavoastră? Mulțumesc. Domnul doctor, aici de față, da, mi-a mărturisit că este un mare iubitor de artă. Da. Un colecționar de tablouri. Da, am câteva. Și un împătimit amator de teatru. Deci sunt convins că o să joace rolul fără probleme. Să vedem, da, da, să sperăm. Doriți o cafea? Nu. Eu nu, nu, nu. Haideți să începem. Începem? Da. Vino. Vine Nicola la spital, dubla 1, așa. Și acțiune. Dumneata, dragă Micone, muncești în seră. Nu mai muncesc, domnul doctor. De când sunt bolnavă, m-am mutat de la sera de flori la ambalaje. Am lucrat acolo 6 săptămâni. Care ziceai că e locul dumitale de muncă? Sera Crizantema. Dar să știți că noi nu lucrăm numai pentru nunți și înmormântări, lucrăm și pentru export. Și nu e așa că la ambalaje munca e mai ușoară? Mm-hmm, da, ca muncă, da. Doar că e nevoie să merg foarte des în schimbul de noapte. Până pornesc avioanele, noi trebuie să avem gata ambalate 2 sau 3 mii de trandafiri. Deja la prânz, florile noastre sunt în vitrine la Viena și Stockholm. Soțul e plecat în străinătate? Undeva în America. Nu mai știu nimic de el. Aveți copii? Nu! Așadar, dumneata a întrețit pe mama, care, dacă nu mă înșel, are glaucom. Așa e, domnul doctor. Mama mea abia mai vede și a rămas numai în grija mea. Domnul doctor, vă rog să-mi spuneți când pot să lucrez iar. De asta sunt aici, ca să vedem ce și cum. Mico, da? Îmi permit să-ți spun Mico? Da, sigur, poftiți. Dar de ce? E ceva rău, domnul doctor? Nu, nu te speria, Mico. Nu sunt speriată, doar că mama nu poate să rămână fără mine. Nu, nu te speria, Mico. Nu sunt speriată, doar că mama nu poate să rămână fără mine. Nu, 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 nu te speria, Mico. Nu sunt speriată, dar că mama nu poate să rămână fără mine. Ce urmează? Că la mine... Mi-a spus foarte o poezie. Am spus poezia. O poezie. A, poezia, bă, ca mi-aș... Acum trebuie să o luăm de la început, nu? Știți-vă, nu, continuați-le de la montaj. E foarte bine. Se poate așa ceva? Da, da, da. Nu. Merg mai departe. Stați să-l găsesc. Da. Cunosc un poet care, întâmplător, e medic. El a scris... El a scris poezia asta. Se lasă noaptea. Îl așează în pat, privește în sus tavanul și mai speră. Măcar o noapte, firele de nalbă ale speranței îi vor colora cu blândă frumusețe noaptea albă. Ce frumoasă e! Dacă puteți să-i spuneți poezia exact așa cum i-ați spus-o atunci. Da. Să-mi citiți de pe hârtie, de pe voie, da? Și cum i-ați spus atunci? Bine, așa să nu se vadă. Cum te-am spus atunci? Eram așa, da. Da? Da. Se lasă noaptea, îl așează în pat. Privește în sus tavanul și mai speră. Măcar o noapte, firele de nalbă îi vor colora cu blândă frumusețe. Noaptea, noaptea, noaptea albă. Noaptea, noaptea, noaptea albă. Ce frumoasă e! Da, foarte frumos. Haideți să încercăm o variantă în care poate un pic mai dramatică și să nu, adică să nu cântați. Totuși. Da, da. Poate să nu râdeți atât de mult. Bine, bine. Da. Se lasă noapte, îl așează în pat, privește în sus tavanul și mai speră. Măcar o noapte, firele de nalbă ale speranței îi vor colora cu blândă frumusețe noaptea albă. Ce frumoasă e!
am citit-o, am citat-o, Mico, pentru că nu vreau să-ți răpesc speranța, dar nici să te amăgesc nu pot. Tocmai în interesul mamei dumitale trebuie să ne gândim cumva și la ea, pentru că tu, din păcate, ai... Cancer! Știu. Nu vreau să-ți răpesc speranța, dar nici să te amăgesc. Tocmai în interesul mamei dumitale trebuie să ne gândim cumva și la ea, pentru că tu, din păcate, ai cancer. Cancer? Și cancerul nu se poate vindeca? În multe cazuri, da. Nu. În cazul tău însă nu. Nu mai e nimic de făcut. Trebuie să fii tare, îți vom da un calmant. Eu sunt foarte liniștită, domnul doctor. Atunci dorm. Nu pot. Acum trebuie să judec situația și să văd ce avem de făcut. Admir puterea ta sufletească. Alții în astfel de momente se prăbușesc, fac crize de plâns. Abia poți să-i mai întărești un pic sufletește. Pentru mine moartea e o problemă de bani, domnul doctor. Ce se face mama dacă rămâne singură? Asta e de rezolvat. Te-aș putea ajuta cumva? Mi-aș putea spune când o să merg la lucru. Iar pentru că dacă o să mai zac multă vreme la pap, nu mai scoatem la capăt cu banii. Nu se nu vei mai putea lucra. Asta e clar. Nu. Cât despre mama, o poți interna într-un azil. Nu pot, că mama e aproape oarbă. Atunci poate la căminul orbilor, nu? Nici acolo, că mama mea totuși mai vede și n-ar suporta niciodată să fie tratată ca o oarbă. Foarte frumos, foarte frumos că din partea ta că nu te gândești deloc la tine, ci la ceilalți. Domnul doctor, lăsați-mă să mai lucrez o lună măcar. Anul acesta o să fie primul concurs de aranjamente florale și sera crizantema este cea mai tare în trandafir. M-au înscris și pe mine în concurs. Mi-au acceptat proiectul și acum, după ce m-am chinuit atât de mult cu acești trandafiri, cum să renunț la glorie și la premiu? Nu! Nu ești toată de lucru! Nu trebuie să te împaci cu asta! Înțeleg, domnul doctor. Nu, n-ai să-ți mai revezi niciodată trandafirii aceia vestiți. Dacă nu se poate, nu se poate, domnul doctor. Nu te speria, nu te lăsa pradă disperării. Îți promit, nu o să ai dureri. Pe mine nu mă doare decât mama, domnul doctor. Gabor, vă doresc o viață lungă și fericită.
dar nu vroia să piardă timpul mergând la doctor. Aron? Da. M-am mai gândit la ideea ta. La ce, la documentar? Mi se pare... aiurea partea cu filozofia, poezia, arta... În primul rând, pentru că murim pe neașteptate și nasol, în timp ce arta e frumusețe și compoziție. În al doilea rând, un caz izolat nu e filozofie și nu e nici știință. Orice observator influențează evenimentul pe care îl studiază, așadar, valoarea obiectivă a filmului tău nu e decât o iluzie. Bine, Titi, am înțeles, deci nu vrei să apari un film. Ba da, dar vreau doar să spun cum stau lucrurile, adică... Lasă și cu arta, filozofia, poezia, știința, filmează ce vezi, fă un documentar cinstit, gen Hector. E o idee, Titi, mersi. Serios, dacă mă asculti, faci un film cum n-a mai făcut nimeni. Bine, Titi, așa te faci. Da, normal, n-am mai lucrat nimic de 2 ani, în afară de matinalul ăsta pentru copii, dar în afară de asta nimic, nada. Titi, decât asta mai bine noaptea. Gravă. Apoi durerile i-au mai slăbit. S-a vindecat, l-am întrebat pe medic. A urmat o pauză lungă. Actriță? Da, nu. Se vede. De supun. A urmat o pauză lungă. Asta o crede numai el, mi-a spus medicul. Fiți tare, doamnă! Am făcut tot ce s-a putut, însă e prea târziu să-l mai operăm. Nu mai are de trăit decât 2-3 săptămâni. N-aș îndrăzni să spun o lună. Asta e pe bune? Da, Titi, e pe bune, te dar e ceva potrivă. Nu, e dur, e foarte dur. Nu mai are de trăit decât 2-3 săptămâni. Stai așa, ce? Asta apare în film? Stop! Da, Titi, apare în film. Na, filmul tău. Play. L-am dus acasă cu taxiul și s-a așezat la masa de lucru. Nu mai vorbeam de ani de zile. Vorbea doar strictul necesar. Seara, când i-am dus iaurtul, mi-a vorbit. Ascultă, te rog, tu ai vorbit cu doctorul. Apare și bătrânul? Stop. E și bătrânul? Apare? Nu apare, am murit înainte să-l filmăm. Ascultă, te rog, tu ai vorbit cu doctorul. Pe mine nu mă interesează sănătatea mea, însă mai am nevoie de 3 luni. Stop! Ce faci? Ce faci? Dacă vrei, îl joc eu. Cum să joci tu? Cu puțin machiaj. Cu puțin machiaj? Da. Și documentare. Documentare. Da. Ascultă. Dragostea mea. Pe mine nu mă interesează viața mea, ci a ta. Eu nici nu sunt aici, da? Vreau numai
mai să se mă urmă. Mai am nevoie de 3 luni de lucru îndârjit. Te rog, comunică-mi ce ți-a spus. Îți comunic, comunică-mi. Așa se exprima. Am rămas mută. Ce puteam oare să-i comunic? Că nu mai rămâneau 3 luni de lucru îndârjit? Sau să încerc să-l amăcesc? Nu știam ce să fac. M-am gândit la toate posibilitățile, apoi i-am spus adevărul. Emanuel, te rog, Emanuel, drămuiește-ți timpul în așa fel încât nu mai ai decât 2-3 săptămâni. Soțul meu nu a avut niciodată izbucniri. Nici sentimentale, nici nervoase. Cu excepția dragostei noastre repede consumată în vremea studenției. De atunci am încetat să exist pentru el. Nu-l mai interesa decât munca sa. Aplicarea metodei structuraliste asupra limbilor fino-ugrice. Eu nu mă pricepeam la asta, deci nu existam. Propriu zis, nici el nu exista în sensul obișnuit al cuvântului. Organismul lui era doar un mecanism, dar nu avea dorințe. Faptul că urma să moară era pentru el tot atât de important ca dispariția din toată țara a hârtiei de scris. Stop! Măi băiatul, tu vrei să plictisești? Asta vrei? Nu. Păi presupun că tai la montaj și pui filmările cu bolnavul, nu? N-avem. Cum adică n-avem? Adică am uitat înainte să-l filmăm. La sol! Okay. E lung, e lung, e foarte lung, e incredibil de lung! E lung! Deci, scurtezi! N-am fost nefericit alături de el, pentru că nu m-a privit cu dispreț, nu mă jignea. De altfel, indiferența nu provoacă durere, doar senzația unei lipse, aceea a succesului în fața celuilalt. Poate sună curios, dar de un deceniu și jumătate cuceream pentru prima dată un succes la el. Tocmai cu această comunicare necruțătoare. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Mi-a spus calm, aproape cu căldură. Așa că poate salvezi ce se mai poate salva. Spune-mi, te rog, ai putea bate la mașină dacă îți dictez? Cred că da. Ești o femeie extraordinară, Ana. Poftim? Ești o femeie extraordinară, Ana. M-am holbat la el. Iată câte mai știe că mă cheamă Ana. Din clipa aceea mai înflăși pe mine problemă, pentru că vedea utilitatea colaborării mele zilnic. Lucram în 3 schimburi. Înainte de masă, după masă și seara. 3 săptămâni înseamnă 21 de zile, adică în total 63 de schimburi planificate. Bineînțeles, mai în cazul fericit în care nu mă lasă baltă creierul, mi-a zis. Era singurul lucru de care se temea. Nu și de moarte. Moartea nu este un partener de discuție. Nu știe să spună decât nu. Thank you.
pentru ce? Pentru un gol. Joci un medic? Nu. Nu, chiar trebuie să știu ce mi se întâmplă. Da, dar n-ai nimic. Da, încă, suntem profesioniști, nu amatori. În curând o să ai cea mai adevărată agonie. Da, un clown în agonie, aș putea să numească așa. Da, hai să lăsăm titlul filmului, nu vrei? Hai să filmăm. Ce? Ce, pe mine? Cu cât sunt mai sănătos și proaspăt azi, cu atât o să fie mai dură moartea mea. Kiki, ți-am spus că nu mă interesează trucurile regizorale, da? Da, nu te interesează, dar impresionează. Uite, dacă nu-ți convine, poți să-l scoți la montaj. Da, e ca și cum o să te dau în judecată după, nu? Hai să filmăm. Hai, uite, zi. Filmezi frontal. Da. Bun. Cadru fix. Nimic, absolut nimic nu se va vedea pe fața mea. Bun. Moartea nu... Un clos în agonie. Un clos în agonie. Dubla 1, Kiki, acțiune! Dragi telespectatori! Nu cred că mai e cazul să mă prezint. Cu siguranță vă amintiți de minunata luna lui Kiki! Din fiecare duminică dimineață. Numai că de data asta nu vă vorbește clonul Kiki, ci omul din spatele personajului. Mă pregătesc să joc cel mai important rol pe care îl poate juca un actor. Nu, vă rog, nu vă temeți. Știu că nu ați mai văzut niciodată pe micile care nici măcar au extracție de măsea. Vă promit că în scena finală mă voi comporta firesc, fără dramatism și fără clișee teatrale. La revedere! De pe patul meu! De moarte! Stop! Ha? Cum a fost? Seama, da? Ca și cum nici n-aș fi aici. Cum adică să nu vă iau în seama? Cum adică să nu
voi am în seamă când ați întors toată casa cu susul în jos. Ați dat cu ciocanul, ați mutat mobila, ați făcut prăpăd, ați făcut și acum ați venit cu camere de filmat și acum toți vecinii crapă de invidie. Doamne, cer scuze. Nu că scuze, taci în gură! Taci în gură! Mico! Da. Mico, mamă, tu te-ai gândit la viitor? Eu toată ziua numai la viitor mă gândesc. Bun, cum rămâne casa după ce mori? Ție, mama. Și dacă o să mă dea afară din ea? Dacă o să mă dea afară din ea, că te trezești, mamă, că vin ăștia de la primărie, cu pile, cu relații, cu nepotisme, cu ce-or avea ei, și mă dau afară din casa mea. Filmați casa un pic, filmați casa, filmați casa. Așa, filmați casa. Mama, da. Dumneata, mama, ești locatară cu forme regulă. Nu te poate scoate nimeni de aici. De unde știi? M-am interesat. Unde? La primărie. Și ce-au zis? Mi-au zis că dumneata ești chiriașă principală și că locuința asta ți-aparține. Dar ce știu ăia de la primărie? N-ai văzut ce ne-au ajutat și până acum, ce să zic? Nu-i... Bună ziua! Bună ziua! Voi jenați de mă uitam. Aș cunoaște aici. Să rămâne. Se cuvine să ne prezentăm. Noi suntem familia Lucăr, de la Crizantemă. Nico ne cunoaște. Sunt oameni foarte cum se cade. Ei nu beau, nu fumează, câștigă amândoi și în plus de asta au 20.000 la cec. Da, și ce bani ăștia le dau nouă? Mama, hai, taci! Da, se cuvine să vorbească nevastă mea, că e bacalaureată. Acum plecați!
vindecarea unor relații sociale. Da, pentru mine puțin. Păi și ce mai vreau? Nu știu, abonament, genul ăla de film la care nu poți să-i ghicești continuare. Vorbi cu Nico și dacă se întâmplă ceva, mă anunț. Cum adică dacă se întâmplă ceva? Ceva, nu știu. Ceva, adică ce, dacă se întâmplă un miracol, se vindecă. Aoleu, bani frești! Da, numai că se întâmplă ceva, știi? Și n-arătă ca în viață. Așa. Nu știi ce, dar o să se întâmple ceva. Și viața ta e interesantă tocmai pentru că nu știi ce o să întâmple. O să fie ceva. Eu nu înțeleg. Nu înțeleg. Ai un subiect cu care mergi la sigur. Educație prin cultură. De ce să riști tu cu arta? Dar mai e bună să fie asta. Tu vezi că noi trăim într-o democrație? Nu, și toată lumea trebuie să înțeleagă asta. Nu să o înțeleagă. Să o placă. Arta trebuie să o placă oricine. Te înșel. Ia, uite-te tu la el, Bichiaș. Crezi că ar recunoaște arta dacă ar vedea-o? Arta trebuie să fie mai întâi în tine, ca să o poți recunoaște. Da, uite-te la ei. Crezi că știu ce vor? Nu, și nici nu vor să afle. Dar pentru ei, asta trebuie să fie scris cât mai mare pe ecran, cu litere cât mai strălucitoare și pe melodie cât mai veselă. Da. Asta trebuie să fie. Aro, uite-te la ei. Crezi că ei nu știu că sunt mințiți? Crezi că nu știu că sunt păcăliți? Știu, Aro, știu, ei ne cer asta. Ei nu văd mai departe de minciună. Pentru ei contează doar dacă minciuna e alb, negru sau color, prin cablu sau prin satelit. Atât! Poate că o să primești premii, dar te vor urâi toți. Te vor urâi, pentru că tu nu reprezinți lumea lor banală și mucegăită. Tu nu reprezinți infinitele lor trădări zilnice. Nu reprezinți moartea lentă și comodă din fața televizorului. Tu vrei să le pui victoria decesului? Asta vrei? Tu crezi că la început n-am fost și eu ca tine? Hotărăște. Urmă sau iubire. Asta e tot ce contează. Ce face Arun acum? Ce mai faci? Fac un film documentar. Hai, te rog, termină un prostit. Domnule Carol Iulaic, vă e frică de moarte? Auzi, tu n-ai ceva mai bun de filmat? Ba da, am un mort care nici n-a apărut. Bă, mort, e deja mort. Nu, care nici bine, n-a apărut. Bine, am înțeles, stai. Zi, cine e? Kiki. Kiki și mai... Aaaa. Fie clonul? Da, fie clonul. Mă, fii serios, ăsta e sănătos tu. Până acum. Și ce, acum are de gând să moară? Da, da. Cum? Nu știu, dar găsește ceva. Când? În curând, mi-a promis. Kiki ți-a promis. Kiki mi-a promis. Kiki clonul. Kiki clonul. Clonul e un om de cuvânt. Kiki Clon, nu om de cuvânt, bine. Bine, Aron, bine. Succes. Salut. Văd că ai adus și camera. Te deranjează dacă filmăm? Nu, deloc. Aron, vreau să încep prin a-ți spune că îmi cunosc obligația. Stai, nu am venit pe toată asta, nu? Ținut doar să precizez. Știi, cu cât mă pregătesc mai mult de rolul meu, cu atât îi văd mai clar contururile, esența. Perfect, credeam că te-ai ascuns aici în spital ca să scap de mine. Nu, din potrivă, tocmai ca să te ajut. Nu există loc mai bun decât această clinică. Sunt pe mâini atât de bune că nici nu-mi vine să mă scot picioarele afară de aici. Vrei să rămâi în spital, să treci pe spinarea unui spital? Nu! Nu să trăiesc, ci să mă despart de viață. Te rog, nu spune asta, mai e timp. N-am venit pentru asta. Da,
elevația esteului în cavitatea a treia și a patra a toraciului e crescută, ceea ce înseamnă în limbaj profan începutul sfârșitului. Zic asta vreau să știi cum să-ți împarți timpul. Mai am 2-3 săptămâni. Eu aș prefera să te vindeci, știi? Deja ce? Toată televiziunea vorbește că încerci să te omor. Nu, 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 acum eu nu mă mai întorc acolo. Nu mă întorc. Nu, le spui așa. Am pornit spre lumină și de acum trăiesc numai pentru artă. Aici am tot ce-mi trebuie și... În plus, acum, e o doctoriță care are niște tâțe exact ca ale lumerii Moro, o să vezi. Nu, deci ai tot ce trebuie aici. Da, da, tot ce-mi trebuie pentru pregătirea teoretică, dar mai sunt și problemele practice pe care nu le pot rezolva singur. Uite, salonul ăsta, e mare, e frumos, e ideal, dar trebuie să-l transformăm într-o cameră intensivă. Bine, ok, rezolvăm. Oooo, dumneavoastră! Silvia! Da, da, da! Silvia, te rog să ne permiți să filmăm discuția noastră. Desigur! Nu am secrete față de nimeni, dar ce doriți de la mine? Ce să dorim de la mine, Silvia? Nu mai am aprobarea dumitare! Mai am aprobarea dumitare, știi? Uite! Prietenul meu, acest tânăr regizor, Aaron, da, da. Silvia, Silvia, Aaron, Silvia Monroe. Prietenul meu face un film documentar despre mine, vrea să iei parte la acest film. Oh, băi, dar eu tot ce știu doamna de este că te faci să-i fiu impresată, pentru că vrei, nu vrei, Kiki, eu pe tine o să te fac sănătoasă, știi? Scumpă, cândva o să fie presantă. Oh, băi, frate, mai și în afară de asta, domnule, să știți, o clinică nu e un teatru. Nu, noi facem un film, un film documentar, cu conținut științific. Slujim cu el exact ce slujește și clinica dumneavoastră, progresul științei. Foarte frumos sună așa, doar că noi aici vindecăm. În timp ce dumneavoastră, dacă nu mă așa, vreți să filmați un deces? Eu nu înțeleg, de ce înțeles domnul această temă? Pentru că moartea nu are un model. Silvia, ce știm despre ea? Ce știm? Nu știm nimic. Știm doar că ne așteaptă acolo undeva, că ne gândim la ea ca la un salt în bezna. Nu știm. Oh. Ajută-ne să creăm în locul întunericului lumină. Oh. Să arătăm telespectatorilor că moarte e un omenesc. Deci poate fi numită, înțeleasă și... Imaginați. Așa. Și care să fie sarcina mea în asta? Avem nevoie de o femeie frumoasă. Frumusețea dumitale e cadrul în care oferim telespectatorilor medicamentul amar pe care trebuie să-l înghită. Gata. Degeaba îmi faci curte, eu sunt doctoriță. Exact ce ne trebuie. Dumneata ajungi rolul doctoriței Silvia care conduce un bolnav pe ultimul drum. Măi, pentru asta nu aprobare din partea conducerii clinicii. Da, o socială de revizionare, ai auzit, Aron? Silvia, Silvia, ești o femeie minunată. O să vezi, o să-ți placă să lucrăm împreună. Știu. Gata, Aron, oprește camera. Da. Nu, până bine. Bine că te văd, băiețaș. Sper că am terminat cu filmul ăsta, pentru că toți sunt nerăbdători și mă presează și pe mine. Atunci ajută-mă. De ce? Kiki are nevoie de cea mai nouă aparatură. Trebuie salonul de spital să fie transformat într-un salon intensiv. Orice, numai să termine o dată filmul. Mulțumesc. Altceva? Un detaliu. Mâine se deschide expoziția internațională de trandafiri. Așa. Te rog, trimite acolo o echipă. Un operator, orice. Okay. Și am nevoie de un material de câteva minute pe care să-l difuzez la știrile de seară, când îți spun eu. Am înțeles, așa... Da? Bun. Da, acum pot să văd ceva din filmul ăsta? Încă nu. Bine, văd mai târziu. Thank you.
ce vă povestesc acum dumneavoastră, odată o să apară la televizor. Așa că țin să mărturisesc că nu oferi sunt într-adevăr niște oameni foarte cum se cade. El are grijă de mama, de mine are grijă nevastă sa. Din păcate, ea are din ce în ce mai multă bătaie de cap cu mine. Dar eu cred că nu există spital în tot orașul ăsta unde să fiu îngrijită mai bine decât de această femeie tânără. Dar nu v-am chemat pentru asta. Nu prea mai știu unde am rămas de fapt. Mico, vrei să ne vorbești despre mama? A, da, așa e. Despre mama. Mamei mele acum 8 ani a apărut albeața la ochi. Și pe măsură ce îi se striga vederea, mama a devenit din ce în ce mai pretențioasă. Ca un copil. De când s-au mutat la noi Nuferii, nu mai puteam răzbi cu ea. Pentru că mama fiecare zi îl pune pe Nufăr să-l scoată la plimbare. Și seara îl pune pe Nufăr să-i povestească tot ce nu poate ea să vadă la televizor. Da. Da, Mico, nu asta doreai? Ar trebui să mă bucur, nu? Gândindu-mă la viitorul mamei. Chiar dacă ea acum pur și simplu l-adulează pe Nufăr, în timp ce eu i-a devenit o povară. Când mi-e sete, capăt puțin ceai. Mama mea nu se mai uită dacă am mâncat, dacă mi-am luat medicamentele și nu se atinge nici de ploscă. Am ajuns că m-aș bucura să mor odată. Pentru că cu cât întinde viață, cu atât îi obosesc pe Nufăr și cu asta îi stric șansele mamei. Nu prea-mi dau seama dacă e limpede de ce mă tem de viitor, domnule regizor. Mico, povestește mai departe. Da. Pe mine toată ziua mă frământă gândul ăsta ce o să fie aici după ce închid ochii. Păi atunci, Nuferii vor deveni colocatari cu drepturi depline. Care este drept? Sunt obligat să o îngrijească pe mama. Dar până când? Pentru că tu nu poți să faci multă vreme servitor din niște oameni care vin de la muncă obosiți. Și atunci, degeaba mai face curte mama lui, pentru că el nu o să mai scoată la plimbare, nu o să mai povestească ce e la televizor, se termină cu pacea. Pentru că nu mama, ci copilașul este mai important pentru Nufer. Da, acest copilaș pe care mama mea nu-l poate suferi. V-am chemat pe dumneavoastră, știind că odată când eu nu sunt mai fiu, o să dați filmarea la televizor. Și toți o să stea aici, toată familia, și se vor uita la mine. Domnul regizor, îmi puteți spune, vă rog frumos, cum să mă așez ca atunci să mă uit drept în ochii mamei? Mică, uită, imaginează-ți că mama e camera de filmat. Privește direct în obiectivul camerei. Acum mă uit la tine, mamă! Tu știi că ai o fire sucită. Eu mi-aș dori ca tu să te faci bine cu Nuferii. Să nu fii mofturoasă, pretențioasă și în special să te poți drăguț cu băiețelul. Vorbește cu el. Ai grijă să-și facă lecții. Uite, imaginează-ți că e nepotul tău. Mamă, tu abia mai vezi. Și cândva o să ai nevoie de el. Deci, mănâncă și tu ce mănâncă și ei, mulțumește-le pentru tot ce fac pentru dumneata. Asta ce cere fiica ta. Mico! Ca să ai băticna în pământ. Mulțumesc, am terminat. Mulțumesc. Scena 2, testimonial, mama. Mama. Camera. Pe ce să mai vorbesc? Arătați lumii cum am trăit în război, asta faceți. Noi în bucătăria asta ne spălăm, gătim, spălăm rufe, ne spălăm și noi, dar ce nu facem aici? Și pe deasupra aici doarme copilul bolnav de nervi al Nuferului, că dai bolnav de nervi. Vezi, Doamne, el în odăiță vede safii trecând prin fața ferestrei.
Da, și eu așternu pata aici pe ciment. Și eu cu ochii mei beteci, că-s beteci. M-am împiedicat până acum de două ori de el. Și tot ei s-au dus la fiica mea să se plângă că am dat în el, că l-am bătut, că i-am dat cu picior. Da, eu nu l-am bătut. Nu l-am bătut. Da, și cine credeți că e de vină pentru toate astea? Păi nu știți, păi vă zic că pe șleau, dumneavoastră, că ați venit cu camere de filmat, să știți că nouă ne mergea bine înainte, nu-i păta nimănui de noi. Și de bine de rău am dus-o așa cum am putut. Și ați venit cu camere de filmat, cu aparate, cu oameni și acum toată lumea crapă de invidie și mint, joacă teatru, asta fac. Doamne, despre cine vorbiți? Nu Fera, de exemplu. Femeia asta, vezi, doamne, ea nu mai poate, dar nu mai poate să doarmă, vezi, doamne, dacă ea mâncară proasta. Sau dacă nu veghează la Mico. Da, și bărbatul ăla nu degeaba-i țigan. Ăla fură și stelele de pe cer pentru mine. Dar nu contează, că cum face el, fac și eu. Da, așa, eu știu să și mint dacă e nevoie. Pentru că eu, pentru fata mea, fac orice. Da. Da, eu nu zic, domnule, eu nu zic. Și nu ferește, au nevoie de un colțișor al lor. Dar de aici, până să ajungă casa asta pe mâna unui țigan. Păi casa asta, casa asta, eu cred că valorează milioane, domne. Filmați un pic casa, filmați casa, filmați un pic casa și în spate și toată casa filmați-o. Filmați casa, așa. Să ajungă pe mâna unui țigan casa asta mea. Plus că eu am o ofertă mai bună, dar să nu vă umple cură. Pentru cine aveți? Pentru mine. Da, o avocată mea feră exact dublu. Exact dublu. Și pe lângă bani intră și renovarea totală a casei. Ne face și baie. Da, da, grăvește, tot face. Și știți care e partea bună? Că n-are copii deloc. Am fi numai noi două, e ca și cum eu aș avea o a doua fată. Și mai e, mai face ceva. Face o rulată, zici că e făcută de un cofetar de lux, domne. Contură de cea mai bună calitate, se simte, e bună, e așa, se topește în gură, știi? Pune și un pic de scorțișoară, pune și un pic de portocală rasă. Și dulce, 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 exact cum îmi place mie, îmi place dulce de moră, nu mai pot bă. Doamnă, da. Numai că ați semnat și dumneavoastră contractul de chirie. Care contract? Contractul de chirie. N-am semnat. Ba da, la... N-am semnat, dacă spun că n-am semnat. N-am semnat. N-am semnat eu contract. Am filmat. Oricum, avocata mi-a zis că orice contract făcut poate fi desfăcut. Avocata mi-a zis. Da. Doamna, și cu Nuferi, ce faceți? Îi aruncați în stradă? Nu, mai întâi le dau înapoi carnetul de economii. Totuși, nici așa n-ar fi frumos din partea dumneavoastră. Ei, n-auzi! Mi-aduceți beleaua pe cap și acum mă dați găliți! Nu. Știi ce? Taci din gură! Taci din gură, nesimțitule! Eu zic că o lăsați în pace pe fata mea, să mai aibă de trăit cât mai are ea de trăit în liniște și în pace, că fata mea e bună. Și poate că se pricepe ea la trandafir. Dar ea, săraca, habar n-a avut ce înseamnă banul! Banul! Eu de când mă știu, i-am drămuit leafa, bani cu bani. Și acum ați venit cu cei 15.000 ai dumneavoastră, pe normal că și-a pierdut capul. Ia ce și-a zis? Că și după moarte să aibă de grijă măsii, na? Dar lasă, eu o las în credința asta ei, să creadă ea cum e bine, o las așa, o las, dacă ea vrea așa, o las așa. Dar de îndată ce i-au acoperit ăsta sicriul cu pământ, preiau personal rezolvarea chestiunii. Personal rezolv. Eu. Abia aștept. Dar abia așteptat moartea fiicei dumneavoastră? Nu! Eu abia aștept să se termine odată, ea să mai aibă de trăit cât mai are de trăit în liniște și în pace și gata. Mă descurc eu. Da. Abia aștept. Dar să nu vă umple gura, da? V-am zis, poate ați zis că nu vă umple gura. Filmați un pic casa. Doamnă, nouă nu ne umplă gura, dar tot ce ați spus acum o să fie difuzat la televizor. Da, știu asta, știu. Da. Știu că o să fie la televizor, o să fie, da. Da. O să vă... Filmați-o pe casă. Dați înainte de înmormântare sau după? Puțin după. După? După. Sigur după, da? Da. A, după, atunci eu mi-am zis să mă tem. Am zis poftul. Da, mulțumim pentru discuția sinceră. Da, mie-mi place să fiu sinceră, mie-mi place ca lucrurile doamne să fie corecte. Corect!
am mers. Da. Domnul Mufăr? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, luați loc, pot să filmăm, da? Vă rog frumos să ne povestiți, da, despre cum merg lucrurile cu bolnava Mico. E destulă treabă cu ea, dar știam asta dinainte, ba mai mult, nici nu ne așteptam să fie atât de răbătoare cu noi. Săracă! În plus, o ajutăm nu numai noi, ne ajută și ea. Vă ajută și... cum vă ajută ea? Cu băiețelul, cu băiețelul care este slab la învățătură și noi n-am avut timp să ne ocupăm de el, dar Nicone, deși are dureri, vine și face lecțiile în fiecare zi cu el și acum băiatul meu vine acasă numai cu note bune. Da, adică eu nu țin cont când muncesc, știți? Pentru mine băiatul meu este... Da, o să fim zdrobiți când ne vom despărți de Nico. Ce o să fie după, nu știu, nici nevastă, nu-mi place să vorbesc despre asta. Ok, spuneți-mi nouă. E cumva vorba de mama? Da, asta nu-mi interesează publicul ăla, acum. Ce se întâmplă, spuneți? Mi-e rușine, sincer, mi-e rușine să... Încercați, la cameră. E vorba de mâncare. Nu-i plac decât mâncărurile grele. Tocăniță, gulaș, vreașodou și dulciurile și... Înțelegeți, poate, domnule regizor, că atunci când ai în casă un om bolnav, nu poți să gătești într-un fel și în altul. Și Nico mănâncă câteva linguri de griș cu lapte, ouă moi, cremă de legume. Da, și noi mâncăm la fel ca ea. Dar bătrâna vine, se așează cu noi la masă, ia o felie mare de pâine, o unge cu untură și că o față așa suferindă, mănâncă pene însăturate. Alt exemplu. De exemplu, mănâncă sarmalele reci. Bine, nu-i pică bine și nimeni nu se spânzură din atâta, dar mă rog. Doamne, Nafăr, din ce se spânzură? Eu nu sunt nevoastră că toate le fac în numele copilului meu, dar vă rog să mă credeți că din felul cum se comportă cu propria fică care e cu totul înrobită, pot să-mi dau seama ce o să fie cu fiul nostru când o să rămână numai cu ea în casă. Ce o să se întâmplă? Nu ne așteaptă cine știe ce fericire, asta e clar. Bun. Deci spuneți cumva că mama își neglijează fiica? Păi cum vine asta? Cum vine asta, domnule regizor? Că toate treburile rămân în seama nevestii. Mama aici cu toate astea nu spală, nu îngrijește, plus că uită să o care, medicamentele nu îi le dă, vă rog să mă credeți că nu-și iubește propria fiică. Așa de rea e? Nevastă-mea care a făcut liceul zice că asta nu e răutate, e ură. Ură împotriva ură împotriva tuturor care văd. Prieten, mi-a zis, că bătrâna ta acolo ne balam. Așa mi-a zis, că acum e fiica ei și apoi urmează fiul nostru. Ok. Da. Suntem într-o situație disperată, credeți-mă, da, că pentru noi locuința asta e o problemă de viață, dar copilul nu este mai scump decât viața, de ce, să știți. De ce nu discuți cu mama? E în interesul tuturor să rezolvați problema. Cât mai trăiește Nico, eu îi vorbesc, ne ține amare înțeles și îi vorbesc frumos bătrânei. Dar e greu. E greu, mai ales de când purtarea băiatului s-a schimbat, e greu. Ce ați observat la el? În ultima vreme, parcă ia la un regizor. Nu mai mănâncă. Adarme greu. E sperios. Și... Acum trebuie să vă zic... Nevastă mea o acuză pe bătrână. Da. Adică... Dar băiatul meu nu are nervi tari. Acum 2 ani de zile, de la notele proaste, a încercat să se sinucidă. Acum 2 ani de zile, de la notele proaste, băiatul meu a încercat să se sinucidă. E drept, a înghețit 10 pastile, dar apoi le-a vomitat imediat înapoi și noi l-am dus la un consult neurologic și acolo ne-au zis că să nu certăm, ci mai degrabă să-l lăudăm, să-l răsplătim. Și firește că noi îl lăudăm și îl răsplătim, dar ce se va întâmpla când va rămâne în casă mai cu mama?
Fără să mă credeți că nu e de bine. Domnule Nufăr, dacă s-ar pune problema așa, locuința sau copilul? Aolo, dar eu m-am gândit încă în așa ceva. Pe cum să nu te fi gândit, domnule Nufăr, despre asta vorbim. Domnule Nufăr, vă rog să mă credeți că eu sunt un om pașnic și nu beau. Mai mult de o sticlă de bere după servici și jur că n-am dat până acum cu mâna în nimeni, nu bine, cu băiatul meu uneori o palmă, dar vă rog să mă credeți că pentru copilul meu eu sunt în stare de orice. Da, totuși. Ce înțelegeți prin asta? Adică dacă îi face vreun rău copilului meu, îi fără câția asta. Ce ați spus? Că dacă îi face vreun rău copilului, îi fără capul. Nu, la capul. Ah. Dacă îi face vreun rău copilului meu, îi fără câția asta. Hai. Dacă îi face, îi dau cu ceva în cap, nu? Dacă îi face vreun rău copilului meu, îi fără căpățânea. E suficient? Da, cred că e suficient. Da. E suficient, sperăm că nu o să aveți motive să faceți asta. Nici să nu. S-a terminat? Da. O, gata, trebuie să plec la aștept de la magazin să pun o ciocolată. Da, pentru cine? Pentru mamă, adică pentru copil, dar pentru binele mamei. Că, ce nu face un tată pentru copilul, îi face imposibil, nu? Face domnul Nufăr. Faceți imposibil. Mai bine. Stop. Bună ziua, domnule doctor, bună ziua, sunt Arun Anton de la Televizor. Da, observând cât de mult o preocupă pe Mico, expoziția aia de trandafir, am reușit să conving televiziunea să facă un mic reportaj despre expoziția internațională, da. Cred că am oferit o bucurie extraordinară bolnavei dacă am putea să-i difuzăm. Da, pentru mine ideal ar fi ca ultimele ei clipe să se nimerească undeva între 8-8 și 9 dată seama. Domnule doctor, de ce vă enervați? Nu, domnul doctor, știu... Da, știu că nu puteți programa moartea pacientului dumneavoastră în funcție de viziunea mea artistică, nu? Doar că dacă nu programăm reportajul înainte de ora 6, nu mai poate intra în buletinul de știri. Vă rog, ca sincer sprijinitor al artei, Mâine. N-o să apuce niciodată poimă. Am înțeles. Ați anunțat deja rudele? Da. Vă mulțumesc, domnule doctor. Atunci mâine. Emanuel are două feluri de evoluții. Fie se sfârșește așa cum prevăzuse doctorul, cu agravarea accentuată, cu distrugerea lentă a conștiinței în câteva săptămâni, eventual luni, fie brusc se destramă ceva și gata. Această agravare explozivă s-a produs în cea de-a 10-a zi, iar în seara celei de-a 11-a zi l-a răpus. Piciorul stâng i-a paralizat brusc, paralizie care s-a întins asupra dreptului, apoi asupra întregii părți de jos a trupului. Am lucrat toată noaptea. Ultimul capitol n-am apucat decât să-l schițăm. Spune-mi, te rog, dacă îți notezi titlul și îți dictezi paragraf cu paragraf ce trebuie să conțină, ai putea scrie ultimul capitol? Asta nu crezi nici tu, i-am zis. Mi-a dat și el dreptate. A cerut o cafea. Până s-o fierb, a făcut un acces de furie. L-am auzit pentru prima dată, urlând,
înjurând, folosind cuvintele cele mai triviale pe care, din respect pentru amintirea lui, nu le mai reproduc. Nu blestema boala, pe medici sau moartea, ci pe Anton Aron, pe regizorul televiziunii care nu s-a mai prezentat de săptămâni în șir. Vierme nenorocit, mincinos îmi strică, m-a luat dreptul întâmpit. De ce a venit? Cine l-a chemat? De ce a spus că moartea lui este de interes public? Că este o învățătură valabilă pentru veșnicie? L-a tras pe sfoară? De ce nu este acum aici cu camera lui de filmat să vadă lumea ce vierme nenorocit e omul? Să vadă cum de ortul popii la jumătatea drumului cu treburile neterminate am supus marea, am descoperit focul, suntem în stare să scriem poezii, dar poftim de privit. E aici de față Emanuel Darvariu, a cărui mână nu mai poate apuca pana spre a încheia lucrarea pentru care a trăit. Nici măcar paralizia lui nu interesează pe nimeni. Oamenii continuă să trăiască așa cum au trăit și până acum, cu ochii închiși, ignoranți, fără a bănui nimic. Stăteam cu cafeaua în mână, ca paralizată. Ce era să fac? Mi-am adunat toate puterile și am urlat la el. Taci odată! Beați cafeaua, Manu! Clipa aceea, ca la un semn fermecat, s-a calmat. Poate că din pricina cuvântului răstit sau al acestui Manu, pe care nu l-a mai auzit de la mine din studenție. M-am așezat lângă el, i-am ridicat ca și l-am făcut să bea așa cafea. Nu mai era în stare să-și ducă nici ceașca la cur. Apoi a vrut să fumeze. Până și țigara a fumat-o din mâna mea. Păcat că nici asta n-a văzut-o tipul de la televiziune, mi-a zis. Ce? Cum am fumat? Asta te-ar fi ajutat? Un pic da, mi-a zis. Ar fi rămas măcar felul cum am fumat. Dacă nu altfel, măcar pe peliculă de film. Apoi a vrut să lucreze. Adu mașina de scris, draga mea, și nu mai deschide ușa nimănui. Am reprodus asta pentru că după mulți, mulți ani îmi spunea din nou, draga mea. S-a oprit la mijlocul unei fraze. Am ridicat privirea și am văzut că nu mai răsuflă. N-a suferit. Degetele i s-au întins relaxate pe plapumă. Capul i s-a scufundat mai adânc în pernă. A doua parte a frazei a luat-o cu el în neant. Iată ce am vrut să povestesc. Acum, când retrăiesc în gând cei 15 ani de căsnicie, pot spune că numai în ultimele zile am simțit că sunt soția lui. Poate mă pun într-o lumină proastă, dar mărturisesc că numai în răstimpul agoniei lui m-am simțit fericită alături de el. Thank you.
De ce m-am? Astăzi filmez ultima scenă cu Mica. Nu m-a sunat doctor. În sfârșit, puțin noroc. Ai nevoie de ceva? Da, era să uit. Difuzează la știri reportajul de contra. Bun, altceva? Atât. Capacul cu puie peste tine. Ăsta e singurul lucru neplăcut.
De ce? Pentru că toată viața mi-a plăcut să fiu înconjurată de oameni. Deci este atât de bine să fii cu cineva, dar după ce bat capacul în cucuie peste tine, s-a terminat. Nu? Când, cu alte cuvinte, simți că cea mai mare pierdere e să nu fie nimeni în preajmă? Da, e exact asta. Exact asta vreau să spun. Deci nu ți-ar fi plăcut să trăiești singură? Nu mi-ar fi plăcut. Deși eu n-am prea avut multe bucurii din partea oamenilor. Eu n-am fost niciodată în stare să schimb ceva. Accept. Accept și ceea ce mă așteaptă acum. Asta e răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. La care întrebare? Dacă mi-e frică sau nu mi-e frică? V-am zis? Nu mi-e frică. Totuși. Da. Nu e nicio deosebire între felul cum sunt acum și felul cum voi fi. Mico, tu n-ai avut nicio bucurie de care să-ți amintești cu plăcere? Nu. Nu prea amintesc de nimic. De exemplu, am auzit că te bucurai de respect la sără. Așa e. Păi când mai găsesc ei o proastă ca mine, ei mi-au zis să termin ce am început și eu am terminat. Fai frumos. Mico? Da? Nu iubeai nici trandafirii? Ce bine că ți-a adus vorba. Trandafiri, da! Vorbește-ne despre trandafiri. Despre trandafiri? Ce sunt, spun? Scuze, iartă-mă, uită de asta, am întrebat o prostie. Nu dumneavoastră, sunteți prost? Eu sunt proastă. Vreau să vă spun și de ce. Eu toată viața m-am ocupat de trandafiri, dar nu știu să spun despre ei, decât că nu există flori mai frumoase. Mulțumesc, Mico. E de ajuns. Vrei să te odihnești? Am cam obosit. Dar dacă mai aveți nevoie pentru film, mai pot. Nu, e suficient, Mico. E suficient, stop. Dor, dacă nu te deranjează, o să rămânem și noi aici. Cum să mă deranjeze? Suntem tăcuți. Bine. Adem, am pierdut de știrile. Bună ziua. Bună ziua. Nu vă faceți grijă, o să rămân și eu pe aici. Cine e? Este domnul doctor. Doctorul, vă rog, chemați-i pe mama și pe Nufe. Vreau să fie toți aici. Da. Mico, și dacă nu te deranjează, o să pornesc televizorul. Televizorul? Da. De ce? Tot nu mai apuc să văd. Poate e ceva interesant la televizor. Interesant. Pentru mine. Aprind televizorul. Oh, Doamne! Câte steaguri!
să văd. Vă mulțumesc, domnule regizor! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule doctor! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc! Nu mai am nevoie de nimic! Mă simt excelent! Chemați-o pe mama. Sunt aici, micu. Ești în ufer cu tine? Da, da, sunt aici. Da? Apuc-o, te rog, pe mama de mână. Da, țin de mână pe mama ta. Sunteți împreună? Da. Suntem împreună, micu, da. Mai e puțină putere, Nico? Întoarce capul spre mama. A murit? Nu, nu, mai trăiește. Impresionant încrederea ta, dar mă tem că nu poți să-i comanzi cu asta un atac de cor lui Chichi. Chichi crede în ce faci. Bine, dar nici el nu poate să-i comande morții. Dacă crezi foarte tare ceva mai devreme sau mai târziu, să-l dăm. Da?
degeaba, Kiki nu primește. Ce vizite. Poți să aud asta de noi? Vă rog frumos, las loc. Deci v-aș ruga foarte mult să nu mai folosiți pe Kiki în filmul dumneavoastră. Emoțiile legate de filmare își urmezesc sănătatea. Doamne, el e actor. Mă rog! De când se pregătește pentru acest rol, nu se mai gândește decât la moarte. A ajuns într-o situație absolut paradoxală. Exitusul a devenit scop al vieții. Din cauza asta este oricum și tensiunea, da, în parte pe bază organică, dar în parte pe bază psihică, domnule regizor. În paralel cu asta au apărut și tulburări circulatorii, mă refer la sânge, da? Și dacă toate acestea nu pot fi îndepărtate, trebuie să acceptăm chiar și posibilitatea unui infarct. Bineînțeles că el nu știe nimic despre toate astea. Mă pot baza măcar pe discreția dumneavoastră? Doamne doctor, nu ne-a venit decât să stăm de făcut cu el. Exclus! Orice ar putea aduce aminte de asta îi face foarte, foarte rău. Puteți totuși să-i spuneți că avem și camera cu noi? Domnule regizor, deci să înțeleg că dumneavoastră vă imaginați că pentru atâta lucru își vinde un om sănătatea lui și liniștea lui sufletească. Da. Domnule regizor! Doamne, doctor, domnule regizor! Domnule regizor! Deci, domnule regizor! Doamne doctor! Simt jungări în piept. Bă, te rog, nu speria. Sus capul, sus capul, frate, nu te sperii tu Diana asta. Kiki, suntem prieteni, nu să mă sperii. Ce suntem? Prieteni. Acum, noi nu mai suntem prieteni. Dar ce suntem? Suntem numai artiști. Ne ajut că, vă rog. Silvia, Silvia, te rog frumos să respecti scenariul nostru. Ce scenariu? Nu sunt actriță, eu sunt doctor. Are și agonia dramaturgia ei. Silvia, te rog frumos. Uite-te în joc. Cred că sunt prea multe aparate. Nu aș vrea ca în film să predomine tehnica. Pune-te în locul spectatorului. Ce vor ei? Tehnologie? Nu! Vor un om simplu care se luptă cu mâinile goale cu dușmanul suprem. Deci e exclus. Toată tehnologia este aici ca să te ajute. Nu, m-ar ajuta mai mult să mă lași singur cu moartea. Glumești? Nu. Tu glumești! Refuz să fiu conectat la aparate ani de zile. Refuz! Dar nu este necesar! Nu, Silvia! Silvia, ascultă-mă! Nu! Te rog, promite! Silvia! Atunci când îmi pierd cunoștința, te rog frumos să te îndepărtezi, da? Nu încerc să mă resuscitez, nu mă conectez la aparatele dumitale de menținere artificială a vieții, da? Vreau să-mi joc rolul până la capăt! Nu pot să promit așa ceva! Atunci ce vrei, Silvia? Ce vrei? Ce vreau? Da! Ce vreau? Da! Ce vreau? Să-mi fac meseria! Stai. Și cum? Prefer ca filmul nostru, copilul nostru să nu existe, să nu se nască? Da! Silvia! Aron, fă ceva! Ce-a fost? Nu te speria, Aron. Ultimul cuvânt e întotdeauna al moribunzilor. Până la 10 jumătate fix să fiți... E ok? Top! Trebuie să vorbim urgent. Nu acum. Ba chiar acum. Ce dată e azi? Mai am nevoie de timp. Nu mai ai timp. Filmul tău trebuia să fie gata. Da, dar nu... adică... Ce? Nu am sunet, nu am zgomot, nu l-am pe Kiki. Pe Kiki nici nu o să-l mai ai. Cum să nu l-am pe Kiki? Conducerea a decis. Ori termin filmul acum, ori niciodată. Niciodată. Aron, e serios. De mâine nu mai ai cameră și nici operator. Azi e ultima zi. Cum rămâne cu Kiki? Nu te mai gândi la Kiki. Kiki se descurcă, doar nu-i prima oară când îi scapă lui un rol. L-ai anunțat deja? Păi, m-am gândit că e mai frumos să afle de la tine. Mai frumos să afle? Nu te mai gândi la asta. Aron. Ai un film bun. Poate... poate chiar cel mai bun film la care am lucrat vreodată. Da? Salut, Kiki. Salut. Cum te mai simți? Bine. E ca în somn. Starea inimii s-a înrăutățit. Tensiunea în venticul stâng s-a dublat în ultimele două zile. E bine. Poate ar trebui să venim în altă zi. Nu, hai, fă cadru, da. Hai.
M-am tot gândit cum ar fi dacă la scena finală ai fi nevoit să filmezi o cască de medici și asistente care și-ar băga nasul în mațele mele sau dacă și mai rău, dau afară cu camera de filmat să aștept dezodorantul pe hol. Kiki, te rog, liniștește. Cum să mă liniștesc? Acum, cum să mă liniștesc? Dar asta vrea telespectatorul, asta vrea. Nu, el vrea un personaj viu, care simte și gândește, care primește camera de filmat ca la Tarkovski, știi cum fac eu acum, care vorbește clar, inteligent, asta vrea. Ei, nu fii obraznic! Fac ceva pe speranțele tale! Trebuie să fim pregătiți! Pentru orice! Spune, n-ai vreo idee? Nu știu, Kiki, ce idee vrei. Eu nu sunt regizor, sunt documentarist. Nu sunt stăpânul vieții și a morții. Bun, deci n-ai nicio idee. Nu știu ce idee vrei. Pentru tine am amenajat salonul ăsta intensiv de spital. Acum nu mai pot să fac nimic. Da, bun, deci totul depinde de tine. Fii atent. Dimineață, când răsărea soarele mi-a venit în cap, unica soluție. Soluția finală. Treabă dublă, dar merită. Fii atent. Nu mor odată, ci de două ori. Ha? Ce zici? Nu crezi? Nu crezi? Nu crezi? Nu știu, nici n-am obținut să mă gândesc. Cum? Dar nu-i nimic de gândit. Acum, e simplu, extrem de simplu. Fii atent. Imediat. Deci o cea mai adevărată agonie, că până și Sofocle ar fi fost mulțumit. Și după aia, când o fi cazul, o poți filma și pe cea adevărată. Da? O să ai două moți din care o montezi pe cea mai bună. Ha? Kiki, nu-i cinstit. Ce? Nu ce zic? Ai zis că filmăm un documentar, un reality show. Tu ai spus, ai filmează ce vezi, filmează realitatea. Fără personaje, da, fără personaje ieftine, fără trucuri regizorale. O să fie cât se poate de sincer. Kiki, tu ai insistat de cum filmează realitatea cu un documentar cinci sincer, Herzog. Da, eu am zis asta. Bun, dar uite, pui pariu cu mine că prima moarte o să fie mai bună decât cea adevărată? Pui pariu? Nu ne costă nimic, nu? Nu! Am venit aici. Hai! Bine, problema e că tu ești actor și o să joci ca la teatru. Nu, dar n-am mai jucat teatru de 2 ani de zile. Nu mai sunt în stare. Oricum, niciodată n-am fost în stare să rostesc ce nu cred. Nu. Bine. Te doare ceva? Nu, da. E somn. Bun, dar atunci de ce mor dacă în afară de somn, sper de nimic? Să mor, să dorm. Da, nu, dar nu. Hai să presupunem că m-am otrăvit. Am adăugat o travă în spital, Hamlet. E simplu. Cum? Spitalele sunt pline de o travă. De exemplu, somnifere. Gândește-te. Silvia îmi pune în fiecare noapte câte două pastile pe noptieră. O doză mortală e formată din 60 de pastile, m-am documentat. Să presupunem că am fost în stare să renunț la somnul în interesul filmului nostru timp de 30 de zile. Și să mai presupunem că am fost în stare să iau cele 60 de pastile, Aaron. Și asta nu s-a întâmplat de mult, ci să presupunem că s-a întâmplat cu puțin timp înainte să veniți voi. Gândește-te la mine așa, ca la un om care nu mai are decât 15-20 de minute de trăit. S-ar putea să meargă? Da. Ok. Bine, cum vreți filmul? Bine. Moartea lui Kiki, dubla 1, motor. Suntem alături de îndrăgitul Kiki în salonul lui de spital și a fost unde este internat de mai multă vreme și a fost de acord să ne ofere ultimele clipe din viața lui. Kiki, aș începe cu o întrebare. Cum te simți? Așa. Nici bine, nici rău. Medicii susțin că starea inimii e bună. Na. Starea generală? Sunt lucid. Mi-e somn. Membrele mi s-au îngreunat. Limba mi se mișcă greoi. Vreau cafea? Nu. Nu mai am multe trăire. Să nu pierdem timp. Bine, rămâne la timp. Noi ceilalți, muritorii de rând, ne gândim la viață în ani, în decenii. Ar fi interesant de știut ce simte un om care nu mai are de trăit decât câteva minute. E chiar atât de încurajator. Poți să trăiești o viață în 15 minute, cum la fel de bine poți să-ți fuți 30 de ani în viață. Față de voi am un avantaj că nu mai am cum să-mi fut viața. Stai, serios. Chiti, serios.
Kiki, spune-ne ce vrei să faci cu timpul care ți-a rămas. Da ceva. Fuma ceva. Dacă aș fi un actor mare, așa, un monstru acru, sac, aș rosti un monolog către omenire. Cum fie vorba între noi, dacă voi n-ați fi aici, aș trage-o pe Silvia în pat, în speranța că mi se mai ridică trandafirul și stop, că nu stop, 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 stop! Pot planta o sămânță. Stop, stop, bă, Kiki! Tu insisti cu filmarea asta și între timp depitezi niște rahaturi pe care știi sigur că nu apar niciodată, că le tem la montaj. Ce? Păcat, nu scrie nicăieri că trebuie să fim importanți ca să mori. De parte. Asta e o parte mai importantă. Foarte importantă, nu despre asta e vorba, nu? Bine, hai, filmează. Filmează, te rog să fii serios. Filmează. Moartea lui Kiki, dubla 2. Acțiune. Mărturisește-ne, Kiki. Te frică de moarte? Nu. Nu? Nu. Nu? Poți să ne zic de ce? Adică și mie mi-e frică de moarte, tuturor mi-e frică de moarte, spectatorilor le frică de moarte. În schimb, mie nu. Nu? De ce? În timp ce mă pregăteam pentru filmul nostru, am avut timp să mă gândesc. Filmezi? Dubla. Merge? Dubla 4. Moartea lui Kiki. Ah. Și, acțiune, Kiki, ne povesteai despre frica de moarte. Fiecare zi, fiecare ceas al nostru aparține morții. Fiecare minut al nostru aparține ei. Un singur lucru nu știm. Cine urmează? De asta ne temem de ea, dragi telespectatori. În schimb, eu am păcălit-o. În următoarele minute o să adorm ca în orice altă zi, când seara stingeam lumina și... Și închideam ochii. Și am să repet acest eveniment zilnic. Cu alte cuvinte, dragi telespectatori, am păcălit moartea. Pentru prima dată în viața mea sunt liber. Nu, stop, bun. Asta a fost bună. Deci, în genul ăsta poți să zici, da? Deci, singura problemă e că ai jucat-o prea mult și ți-a scăpat dicția. Da? Vorbește mai clar. Vine cu camera mea. Nu fii cu camera. Ține-mi cont că somniferele este. Da, știu. Bun. Moartea lui Kiki, dubla 5. Acțiune. Kiki, ne-ai vorbit despre frica de moarte. Acum vorbim, spune-ne. Merită această scurtă libertate atunci când știi că nu te mai trezești niciodată? Ce-i cu asta? Ce dacă nu o să mai văd salonul ăsta, pe Ilaric, pe Silvia, pe tine, Aaron, ce dacă... Ce mare chestie pierde universul? Un actor de mâna a doua dintr-un matinal pentru copii. În schimb, primește acest documentar în care un artist, pentru prima dată de la începuturile omenirii, dezvăluie mare mister al morții. Ce se pare puțin? M-ai întrebat dacă mi-e frică. Răspunsul meu e... Numai cine are ceva de pierdut se teme. Iar cine se teme de moarte, pierde viața. Bun, uiți ceva, Kiki. Deci, uiți ceva. Uiți diferența dintre a fi și a nu fi. Da? Vorbește-ne despre asta. Vrem să știm
ce dispare din tine. Mai este o matematică? Cred că da. Kiki minus Kiki egal 0 Kiki. Puțină vida, nu mai e Kiki. Deci, despre nimic nu se poate spune nimic. Nu te-am întrebat despre nimic. Te-am întrebat despre dispariție. Da? Cercetează-te. Crede și nu ce-ai înțeleg? Spune-ne ce constați. Ce constat, Agra? Nu constat nimic. Ce să constat? Hai, concentrează-te. Ăsta este momentul tău cel mare. A sosit clipa ta, Kiki. Asta e scena ta. Hai, concentrează-te. Ce să mă concentrez, Agra? La ce căcat să mă concentrez? La ce să mă concentrez? Asta e. În situația asta critică în care te afli, Kiki, ești împreună cu tine însuți? Da, sunt împreună cu mine însuți. Coexistența asta în care te afli, cum este? Este armonioasă sau este conflictuală? Este explozivă? Este... În caz că mă întreb dacă simți o tensiune, tensie... Joci de parcă prăjești șuncă. Ai șuncă? Scoate șuncă! Ar mai fi să șuncă! Scoate șuncă, mâncam șuncă! Kiki, îmi pare rău! Kiki, va trebui să scot rolul tău din film, îmi pare rău! Asta e tot ce pot să ofer. Cred că mă ofer frumos. Asta e frumos? Da. Tu duc ține să pare că asta e frumos. Asta e frumos. Glume cu șuncă, cu femei și cu trandafiri ridicați. Da. Și ce vrei să faci? Vrei să plâng, să mă uit în obiectiv, să tremur, să mă pit pe mine? Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Îți de noi. Asta e tot ce pot să ofer. Asta e tot. Telespectatorul se emoționează când dispare o valoare. Prefă-te măcar că ești o valoare. Îți cer asta. Prefă-te că ești o valoare. Nu pot. Nu vine nimic în cap. Încearcă măcar. Am un blocaj. Bun, asta e. Moartea e un blocaj. Nu e. Atunci zice vrei. Nu știu, măcar un citat frumos, o replică, un monolog. Ce, să zic mama lui Hamlet sau al lui Cezar? Ce, și tu, Brutus, ce? Nu, m-ai dezamăgit. Profund, m-ai dezamăgit. Deci nu... Măi, telespectatorul vrea să audă ultimele cuvinte, da? Ale actorului care se luptă cu moartea. Tot ce credeam că știu până acum, nu mai are valoare. Improvizează. Aga, mai bine mi-aș plăte eu de la tine. Servus, îți doresc să faci multe filme. Deci, nu, ești fals, nu ține, hai, muncește. Mi-e somn. Nu te cred. Băi, termină cu somnul ăsta! Termină cu somnul ăsta, ai nebunit cu somnul ăsta, ești obsedat, nu mai de somn vorbești, ai termină cu somnul ăsta odată! Da? Deci lăsați-mă, vă rog. De luni de zile te preocupă ideea asta morții, așa. Te rog. Lăsați-mă, vă rog, să mor liniștit. Numai mecanicii mor liniștiți, da? Mecanicii mor liniștiți. Dar tu ești un actor pe care publicul admiră. Nu știu, naibii de ce, dar îl admiră. El vrea să audă ultimele cuvinte ale actorului muribund. Nu mai am energie să mint. Zi orice. Poți să zici absolut orice, numai să fie frumos. Frumusețea e artă și arta nu poate să fie minciună. Orice artă e minciună. Nu, pentru că asta o retragi imediat. Asta o retragi imediat. Asta a terminat cu tine. Nu, am terminat cu tine. Nu mă interesează. Păi, aș dormi. Deci un actor nu moare așa. Un actor nu moare așa. Uite că așa Kiki moare, dubla 6. Hai, filmează! Kiki moare dubla 6. Kiki! Ce somn, te părăsește memoria, dar o să-ți o reîmprospătezi eu. Nu numai că ai acceptat rolul ăsta, da? Ai acceptat rolul ăsta, da? Dar te-ai și pregătit luni în șir. Și acum, în ultima clipă, nu mai crezi ce faci. Mă crezi, bă, da, e... Nu se vede, Kiki, nu se vede! E prima dată în viața mea că nu trebuie să mint. Nu se vede. Hai, bă. Filmează.
Cândva o să-ți dai și tu seama. Singurul lucru sincer din lume e moarte. Bună, stai mișto! Bagă, nu, bagă ceva în genul ăsta. Mai zi ceva. Asta-i foarte mișto. Mai zi ceva în genul ăsta. O să dăm. Păcat, păcat, nu, deci bun. Fii atent, Kiki, stai, țin un pic. Deci, Kiki, astea ar fi ultimele tale cuvinte, da? Cuvintele de adio. Fii atent, Kiki, te rog să le mai zici odată, da? Dar te rog să le zici acum frumos, în fața camerei, da? Le zici tare, le zici tare, da? Uită-te în cameră, uită-te în cameră. Așa, uită-te în cameră și zici frumos, cu dicție, ține ochii deschiși. Hai, ține ochii deschiși. Hai, hai. Hai, așa, și nu, și nu, 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 nu moțe, nu moțe, nu, nu moțe. Kiki, uită-te în cameră și zi, hai. Ce? Ce ai uitat? Kiki. A, mă, Kiki, ai uitat? Ai zis, deci, ai zis că singurul lucru sincer din lume este moartea. Da, hai zi, asta și după aia facem. Hai, zi. Kiki. Hai, Kiki, zi. Kiki. Kiki, deci Kiki. Hai, Kiki, hai. Kiki. Kiki, ai zis că singurul lucru sincer din lume e moartea. Da, hai zi asta. Zi asta. Doarme. Cum zici tu? Kiki, cum zici tu? Singurul lucru sincer. Doarme. Doarme. Pe bune. Pe bune, doarme. Kiki. Kiki. Doarme. Bine, nici căcatul ăla de replică nu se înțeleagă? Eu cred că da. Faza e că nici nu s-a apărut în film. Cum? Astăzi a fost ultima zi de filmare, dar n-am avut curaj, să-i zic. Nasoală. Da. Trebuia să iau balconul. Da, un balcon mai mare. Nu, lasă-l așa. Hai, lasă-l așa. Stai, stai. Hai că stai așa. Da, Kiki a dormit. Da? A dormit. Foarte bine că doarme. Da. Rulează încă o dată final. Singurul lucru sincer de lume e moartea. Stop! A murit Aaron. La datorii va rămâne veșnic în memoria de spectatorilor, da? Aaron! Aaron! Ce-i cu fața asta? Tu nu te bucuri? Ha? Ai filmul pe care ți-ai dorit? Ce? Pensând că o să fie un succes și la experiența mea, intuiția nu mă înșeală niciodată. Ăla e, fă ce vrei cu filmul ăsta. Eu trebuie să mă duc la montare. Alo, da. Trimite rola la difuzare. Da. Da, da, de seară dăm drumul, da. După știi. Dar vă rog eu frumos să nu mă mai filmați. Nu mă mai filmați. Nu mă mai filmați, mă plâng pe cine că eu nu pot să plâng. Da. Săraca a murit așa cum a trăit. Se încredea în oricine să răcuza. În oricine se încredea. L-ați văzut pe preot? L-am adus de la capela catolică. Da. Nicol n-a fost ea catolică. Dar am zis, măcar de o slujbă să aibă parte. Ați văzut? Au venit toți de la seră. Mai întâi au stors-o de viață și acum au zis că dacă ne-au adus prăpăditele alea de flori, suntem plătiți. Dar pe nu ferii ați văzut? Toți îmbrăcați în negru, bine că nu și-au cănit și părul. M-au mai și plâns. Da. Păi cum să nu plângă? Țiganul plânge când îi se abate. Da. 3 zile au trecut de când a murit Mico și au încetat să mai zică mamă. Pentru ei nu mai există decât copilul ăla lor. Dar acum, ca să vă zic,
Dar să mă umple gura. Copilul ăla nu s-a născut ca să trăiască. S-a și otrăvit odată. Da. Dar lasă-te. Ești așa vrei și socotelile cu mine. Nu eu desfac contractul. O să vezi. Mulțumesc că m-ați adus acasă. Nu sunteți voi băieți răi așa. Program filmul documentar Expoziția de Trandafiri, un film sumbru, apăsător, care se invită în tonalitatea lui la meditație. Cele trei personaje centrale pe care le putem însoți până la sfârșit pe ultimul lor drum le-a oferit o realizare deosebită. A făcut față bine și Aron Anton, cu toate că noutatea temei depășește pe alocuri posibilitățile unui regizor debutant. Reportajul ce a urmat, o vizită la un morar de 95 de ani, s-a dovedit a fi un contrapunct emoționant. Am avut ocazia să învățăm de la acest bătrân jovial, care lucrează încă și astăzi activ, că se poate nu mai muri, ci, ducându-l prea sănătos, ferindu-ne de excese și pasiuni dăunătoare, ne putem prelungi viața acest bun atât de minunat și drag tuturor. Stop!